scăderea numerelor naturale formate din zeci și unități. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că noi trebuie să scădem cu 10 și unitate, cu o altă 10 și o altă unitate, astfel încât rezultatul să fie tot o 10 și o unitate. Să dăm exemplu pe 64 minus 31, în care 6 este 10-a, iar 4 unitate, minus 10-a 3, iar unitatea 1, 31, da? Care este egal cu 33. Putem să observăm că zecile sunt trecute cu albastru, sunt colorate cu albastru, iar unitățile cu roșu. Sunt calcule în care un număr format dintr-o 10 și o unitate cu alt număr format dintr-o altă 10 și o unitate să nu ne dea rezultatul cu 10 și o unitate, ci să ne dea cu o unitate. Cum avem un alt exemplu din tenarul cu albastru, unde scrie observ, avem 56 minus 52 și observăm că rezultatul este 4. Deci, 4 este unitate sau 10? Unitate, desigur. Avem la alt exercițiu, la 2. Află diferența numerelor. Voi știți ce înseamnă diferență? Diferența se referă la operația de scădere, întotdeauna. Și mai aveți un exercițiu 4, la pagina 50, în care spune să efectuați și să completați cu semnele mai mic, mai mare și egal. Sau egal. Primul exemplu ar fi așa. 47 minus 32. Voi trebuie să puneți unul sub altul și să calculați. Rezultatul o să-l treceți în cerculețul de acolo, da, dedesubt. Și acest rezultat îl comparați cu 15, cel după căsuță, da? Și cum este acest rezultat față de 15? Mai mic, mai mare sau egal? În căsuță treceți semnul potrivit. Așa faceți și la restul exercițiilor.